Nu ne-am văzut de mult. De data asta, vă voi nara experiența înfiorătoare prin care a trecut prietena mea, A. A s-a angajat recent la o companie, dar firma era destul de departe de casa ei și de aceea ea folosea trenul ca să ajungă acolo. Stația de tren era la o distanță de 10 minute de casa ei, iar pentru a ajunge acolo, trebuia să treacă peste calea ferată. În acea zi, a fost o petrecere la compania ei. Ea a mers acasă și s-a schimbat pentru a merge la petrecere. S-a distrat foarte mult, bând alături de colegii ei. Când petrecerea s-a încheiat, ea a mers la karaoke alături de prietenii ei mai apropiați. Fiind prinsă cu distracția, a pierdut noțiunea timpului. Când s-a uitat la ceas, a văzut că se apropia ora pentru ultimul ei tren spre casă. Nedurind să pierdă trenul, a plecat înspre stație. Din fericire, a ajuns la timp și s-a îmbarcat. Întunericul de afară arăta că era trecut de miezul nopții. A ajuns la stația ei și s-a dat jos din tren. În timp ce se afla pe peron, a rămas blocată de sentimentele sale de frică. La sfârșitul platformei, a văzut o figură albă. Era beată, așa că a pus totul pe seama alcoolului și s-a îndreptat înspre casă. În timp ce mergea înspre casă, a simțit că este urmărită. S-a gândit că ar fi vorba de figura albă. A ajuns la barieră, alarma se auzea și luminile roșii licăreau, semn că se apropia un tren. Nedurind să vadă acea figură, a trecut în fugă peste calea ferată, înainte ca barierele să se lase. S-a uitat în spate, iar acolo se afla figura albă în spatele barierelor. Când a realizat că a fost urmărită, în tot acest timp, i s-a făcut pielea de găină. Figura arăta ca o femeie în haine albe. Fața ei era complet acoperită de părul său negru. Părea că modul în care stătea era unul nenatural. Toată partea de jos a ei era transparentă. Trenul care venea i-a blocat vederea pentru câteva momente, iar când a trecut, figura a dispărut. Prietena mea a fugit înspre casă. A trecut mult timp de atunci, iar A nu a mai văzut acea figură. Chiar a făcut și cercetări pentru a afla că acolo nu a avut loc un accident, dar nu a găsit nimic. Încă rămâne un mister.